primarul Emil Boc a zis, am găsit soluția pentru a descongestiona traficul Cluj-Napoca. Cum? Pe cuvânt, e o obsesie a parcărilor, măi, când vezi un loc liber, nu semnalizezi, treci tribeți și te pui am parcat, mami! Și mami zice, noi mergem în Beclean! Domnul Boc, cum ați rezolvat parcările? Să nu mai vină studenții cu mașinile de acasă să circule cu raducul, că Stuttgartul dă reducere, aplauze! Care student din Sălaj își lasă audio din 82 matriculat în Bulgaria, acasă, în sat, pe grindul comuna cu zăplac? Domnul Boc, îi înapoiat, în urmă, îi înapoi. Domnul, pe vremea dumneavoastră fugeai cu un borcan de zacuscă, un palier de cămin, în căminul 16. Amu, dacă n-ai motoruț, unde s-o scoți? Cu 25? Săgeata albastră a mănășturenilor. Cum? Tipele tot mai sofisticate încă din anul tâi, cu buze de alea mari, rațele de la lacul din Iulius Moș, au băgat capul în apă. Nu le depășim pe asta. Aș văzut cum stă Eminescu și cu Blaga, stau cu gărțile aici, să nu-i se scoală. Avrameancu revoluționar pervers, dați-le. Așa e. Și studenții ce fac în timpul ăsta? Studenții își cresc barbă. Mă, să-mi bag pula să-și că e animal de casă barba asta. E călduț, nu zice nimic și e lângă tine. Animal de companie zice, când îți crești barba, fii pregătit că o să te mănânci. Că barba e noua pulă. Cât de bărbat ești când te frești la pulă? Ești foarte bărbat. Și dacă n-ai pulă, strângi de kilot. Acum stau cu mâna în barbă. Mama vine, săraca, mica vine și când vede un bărbos pe stradă, zice, sărutăm dreapta, părinte, zic, n-ai dreapta. Zice, om cu viață sfântă, să rogă mult, are pantaloni rupți în genunchi. Li se vede rotula, zic, de la barbă la rotulă de ei, mă doare fix în pulă, nu contează. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, lucrez intens la o poțiune magică, la o leveșă, nici nu știu cum să zic, cu moare, cu varză acră și cu cârnați, lucrez intens, farmecul m-a contactat pentru acest medicament antimahmureală. Dacă ai o oală de asta în prima zi de anul nou, nu mai contează ce ai băut, că iese la suprafață tot binele și se uită rău. Așa că trebuie să facem medicamentul, să avem, că cu siguranță vom avea ce să dregem mâine dimineață. Așa că o oală din poțiunea asta magică și după aia puteți bea de la petrol în sus până la șampanie roze. Să vă iasă bine rețetele și poțiunile, vă doresc. Cadoul meu! Moșule! E ajunul! Cadourile! Vine, moșu! Vine, moșu! Renilor, fiți gata de plecare! Cine a dat drumul la reni? Ups! Moșule, te rezolv eu! Noroc că mi-am făcut abonament la A24, l-am cam scos pe bătrân. Lucrează o singură zi pe an și atunci întârzie. Nu se poate! Te iubim, moșule! Pa! Pa! Vrei adrenalină? Vrei palpitații? Vrei puls mărit? Du-te să cumperi pâine dimineața în 30 decembrie, adică nu dimineața, pe la 10. Pe la 10-11 am umblat tot Clujul să cumpăr niște pâine și am venit cu un sfert de pita acasă. Peste tot, doamnele vânzătoare lustruiau galantarele. Nu mai avem pită, dar programul e până la 2, dar nici nu mai bagă. Am găsit în ultimul magazin, ultimul sfert de pâine din oraș și m-am bucurat ca pe vremea lui Ceaușescu. Asta e la Ardelen, degeaba azi bucatele pe masă, că dacă nu-i pită, n-avem haznă. Vrei adrenalină? Du-te mâine dimineață să cumperi pâine. O să iei cornulețe și haioșe, că din de unde pâine? Sărbători fericite în continuare! Berile! Bă!
Doamne ajută! Greu am avut Vlad, dar uite, am ajuns cu bine la capătul lui. Ia spune, ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Hai, zic că te știu eu! Moș Crăciun, nu, lasă tu pe Moș Crăciun! Bă, am niște obiective pe anul care vine, știi? Adică îmi doresc niște chestii. Ia să le auz! Bă, o știi pe, pe sora contabilă aia care tot vine la noi? Da. Pe aia vreau să o agăț eu. Și tu! Și tu! Să ai noroc! Hai că vedem care! Și mai ce? Da. Și când dorme Grigore, ăla cu macaraua, știi? Grigore. Să mă duc să mă dau eu cu macaraua pe acolo, pe șantier. Să mă dau ca nebun. Și când turnăm șapa aia sus, știi? Așa. M-aș da pe acolo, în jos, ca nebunul, numai nebunii de alea, știi? De la etajul 5 să te mor pe placa, dar tu chiar ești nebun. Da, mă! O să fie distracție, da. O să fie distracție. Da, tu? Eu? Bă, acum, între noi fie vorba. Mi-aș dori să prind peștișorul de aur. Așa. Să-mi îndeplinească o dorință. Bă, o dorință să-mi îndeplinească. Și care? Să fiu șef. Șef? Da, mă, șef, patron, boss, maher, să fiu șeful vostru. Bine, nu al tău. N-am cu tine zis. Rămânem parteneri. Normal, bă, bine, boss. Șef, boss, hă? Și de azi ce am face? Cum ne-am distrat? Ar fi distracție de cum am începe munca, pe cuvântul meu. La ăștia care nu sunt horă cu noi, știi ce le-aș face? Băi, aș pune în ture de alea să-i nebunească, să s-obosească, să vină nervos, să scape lucruri pe de-aia greu. De-aia Mitrus ce face acolo? La cine mă gândeam? Să le face... Băi, o ținem într-o farsă. O farsă continuă. Numai pe Caterin, că va fi anul 2021 cu mine. Ai, bine, boss! Numai așa te strâng pe șantier. Șoful, bossul! Ce facem cu băieții? Și berea va intra în kitul obligatoriu al tuturor subalternilor mei. Cum semnesc condica dimineață, așa e înhățat și o bere. Bere și pizza la toți de pașa. Aoleu! Cum sună? Uai, cum sună? Ce zici? Ce vis! Dar din ce bani? Bani, dar crezi că eu, dacă șef, mai cheltui banii pe fleacuri, mă? Crezi că mai cumpăr echipamente de protecție, extinctoare? Crezi că mai cumpăr căști? Și așa nu le folosește nimeni! Măști! Aiurea! Pizza, bere și distracție! Da. Ce părere ai? Fain ar fi, fain. Și... Da? Ce ai mai face? Am fost curios, ai făcut tare curios! Stai. Îmi intră cineva în vis. Viteză, hai băieții! Bună ziua! Sunteți directorul. Domn director, vreți să ziceți, dar tu cine ești? Inspector ITM. ITP nu mă interesează că n-am mașină, am șofer. ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Așa și? Tocmai am făcut o inspecție și am semnalat foarte multe nereguli. Am evaluat riscurile, am semnalat nerespectarea unor măsuri de protecție și sănătate în muncii. Dom'le, știi prea multe cuvinte. Zic cum facem, că pentru mine timpul e bani. Pe scurt, amendă și dosar penal. Câte zeci tăticu să rezolvăm problema? Zeci de mii. Nu, eu știți... Domnul director, nu? Nu, director. Domnul director e dincolo. Nu, eu nu sunt director. Noi eram pe aici, în trecere cu roba, trebuie să duc materiale. Nu sunt eu șeful vostru, nu! Nu mai vreau să fiu șef! Nu mai vreau! Tu ce cadou îți dorești? O căciulă. Gata pregătirile pentru masa Revelionului, pentru masa marii treceri dintre ani. Dacă nu mergem la restaurant acolo, mâncăruri numai una și una. Începem cu startere. La startere avem roast beef, avem terină foie gras, avem mix cocktail de creveți, black tiger cu tempura. Te doare capul când auzi ce mâncăruri în meniu. Îți vine să întreb chelnerul: și ouă umplute? Nu aveți. Unde s-o ouăle umplute? Ce la bucătar, că de trizire în bucătărie tot gătește. Open bar. Nu-mi place ideea asta cu open bar, că toată lumea bea și când e open bar, buda e închisă. Nu poți să intri.